Procesul de învățământ. Îți sugerez să folosești căștile pentru o experiență mai bună. Definiție. Procesul de învățământ este un subsistem al sistemului de învățământ, în cadrul căruia se realizează instruirea și învățarea elevilor și studenților prin intermediul activităților proiectate, organizate și dirijate de către profesori în conformitate cu anumite norme și principii didactice, într-un context metodic adecvat, apelând la resurse materiale și didactice potrivite în vederea atingerii dezideratelor educative. Procesul de învățământ reprezintă dimensiunea dinamică a sistemului de învățământ. Funcțiile generale ale sistemului de învățământ sunt realizate în cadrul procesului de învățământ prin intermediul programelor de instruire formală, structurate și ierarhizate în cicluri și ani de studiu. Din punct de vedere structural și funcțional, procesul de învățământ este subordonat sistemului de învățământ. Pe de altă parte, dimensiunea operațională a procesului de învățământ, dependentă de decizia profesorului, îi oferă acestuia un anumit grad de libertate în proiectarea, realizarea și dezvoltarea instruirii. Procesul de învățământ este un ansamblu de activități organizate și dirijate care se desfășoară etapizat în cadrul unor instituții specializate, sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest sens în vederea împlinirii anumitor obiective instructive educative. În cadrul procesului de învățământ se desfășoară următoarele tipuri de activități: a. De predare, învățare și evaluare, b. Manageriale, c. Economico-financiare, d. Administrativ-gospodărești, e. În afara clasei și a școlii. Activitatea de predare, învățare și evaluare reprezintă esența procesului de învățământ, ei fiindu-i subordonate celelalte tipuri de activități. Activitatea managerială reprezintă activitățile de planificare și programare, de organizare și coordonare, control și îndrumare, atât la nivelul instituției de învățământ, cât și la nivelul formațiunilor de studiu. Activitatea economico-financiară reprezintă gestionarea fondurilor bănești alocate prin buget. Activitatea administrativ-gospodărească are ca scop menținerea funcționalității spațiilor de învățământ și a mediului ambiental cu respectarea normelor igienico-sanitare. Activitatea din afara clasei sau a școlii este reprezentată de consultații și meditații, activități cultural-artistice și sportive, încercuri pe obiecte de studii, excursii și vizite, activități cu părinții, activități de orientare școlară și profesională. Cu alte cuvinte, procesul de învățământ poate fi definit ca un ansamblu de elemente, obiective, conținuturi, resurse umane, cum ar fi personal didactic, de conducere, auxiliar, elevi, resurse materiale, spații de învățământ, materiale didactice, terenuri, baze sportive, strategii de instruire, tehnici de evaluare, care interacționează în cadrul unei activități complexe desfășurate în mod organizat și sistematic pentru realizarea unor finalități dinainte stabilite. Nu uita să apeși butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi anunțat de fiecare dată când un nou clip apare.